noi este la această oră și fostul președinte Traian Băsescu, candidat de asemenea la aceste alegeri locale. Acum ați rămas europarlamentar. Domnule Traian Băsescu, bună seara. Mulțumesc pentru prezență. Bine v-am regăsit. Vreau să vorbim imediat, dar întâi vă propun să ne uităm la declarația lui Ludovic Orban, care nu exclude această colaborare cu PMP-ul, despre care vreau să ne vorbiți mai multe imediat, și despre un eventual post de viceprimar. Declarația lui Ludovic Orban întâi. Mâine aprobăm în Biroul Politic Național un proiect de protocol de colaborare cu PMP în consiliile județene și în consiliile locale. Adică la nivel de țară va fi la nivel de țară și implicit va fi și la nivelul Bucureștiului. PMP este aliat cu noi la guvernare și, repet, chiar dacă a existat o candidatură separată, care trebuie să recunoaștem, ne-a dat ceva emoții. Suntem deschiși unei colaborări, dar sigur pe alte baze, pentru că totuși, dacă ne uităm în ultimii 4 ani de zile, vedem că multe hotărâri de Consiliul General au fost adoptate cu votul unor reprezentanți ai PMP. Și atunci, mă refer la hotărârile inițiate de Firea și de alți primari de sector. Situația este complet schimbată, noi avem o abordare radical diferită și mizăm pe o susținere a programului cu care Nicușor Dan a câștigat primăria capitale. Asta e înțelegerea. Un viceprimar de la USR plus un viceprimar de la PNL. Asta a fost înțelegerea și, de asemenea, la sectoare e o anumită distribuție a viceprimarilor, dar ideea de bază este să ne închidem pe un număr de viceprimar egal la paritate. Asta a fost discuția legată de viceprimar și, evident, să formăm majorități, să guvernăm împreună în consiliile locale. Va fi și un al treilea viceprimar? Mă întorc în istorie un pic, deși am zis că nu vreau să vorbesc de istoria aia cu legenda că s-ar fi negociat ca să fie Mihai Neamțu candidat la sectorul 3 și că n-am acceptat noi să fie Mihai Neamțu. Nu este adevărat. Aia este o poveste, o legendă. Nu s-a discutat acest subiect. Deci, ca să închidem, și nici acum nu s-a discutat despre acest subiect ca Mihai Neamțu să fie viceprimar general. Sigur, o să discutăm lucrurile și vom găsi cele mai bune soluții ca să formăm o majoritate confortabilă pentru următorul mandat pe 4 ani. Am ascultat și eu în premieră, domnule Traian Băsescu, alături de dumneavoastră, declarația lui Ludovic Orban, pentru că e făcută cu foarte puțin timp în urmă la un alt post de televiziune. Și vă întreb, a ce vă sună? E un regret târziu al lui Ludovic Orban că până la urmă n-a pus piciorul mai ferm în prag și nu v-a avut în alianța de dreapta complet? Habar n-am ce în cap. E treaba lui ce are în cap. Eu vă spun ce gândește PMP-ul. Că va face alianțe peste tot cu PNL-ul, dacă acceptă lucrul ăsta. Dacă nu, PMP-ul își va valorifica voturile pe care le-a primit. Ce condiții va pune PMP-ul, domnule Traian Băsescu? Nu discutăm de condiții. Habar n-am, asta e treaba lui Toma. Dar, din punct de vedere politic, oferta noastră este simplă, clară, tranșantă. Dacă PNL-ul vrea o alianță cu PMP-ul, o face de sus până jos. Să o facă numai unde îi convine și unde nu merge. Ori aplicăm un principiu egal de sus până jos, ori dacă nu ne vedem fiecare de drumul lui, iar eu când spun lucrul ăsta nu glumesc. Când spuneți de sus până jos, de sus înseamnă pozițiile cele mai înalte, adică? Înțeleg, de la primării până la consilii județene, la consilii locale, peste tot. Vreți un post de vice? PMP-ul nu-i pelerină de vreme rea unde le convine. Ori mergem pe principiul pe care PMP-ul propune, vă propunem o alianță și prima noastră opțiune în administrația locală este să sprijinim primarul PNL sau să sprijinim președintele Consiliului Județean PNL.
Dar dacă ei vor spune da, da, aici da, aici nu, aici ne interesează, aici nu ne interesează, atunci ne vedem fiecare de drumul lui, că nu suntem pelerină de ploaie, să o folosești numai când ai nevoie. Da, dar veți rămâne o insulă atunci, că îmi imaginez că nici cu PSD-ul nu faceți alianță în vreun fel de consiliu. O să ne descurcăm, n-aveți grija noastră. Eu vă spun care este obiectivul deocamdată. Este să facem alianțe cu PNL-ul. Dacă vor fi corecți și nu ne vor face ce au făcut la locale, când, la București, când cu 7 zile înainte de depunerea listelor ne-a anunțat că nu mai e alianță, deci noi deja avem suspiciuni majore și o încredere redusă în cuvântul lui Ludovic Orban. La prima probă că rămâne același inconsecvent, ne vedem de drumul nostru. Îmi aduc aminte însă, domnule Traian Băsescu, de declarația pe care ați făcut-o după alegeri și spuneați că Ludovic Orban și PNL-ul ar trebui să fie fericiți cu scorul politic pe care l-au și să îi mulțumească lui Dan Barna că i-au luat la subțioară USR Plus și au mai crescut astfel în opțiunea de vot. Printr-o astfel de alianță cu PMP-ul s-ar inversa practic raportul de forțe, pentru că văd că vorbiți unilateral, alianță PMP-PNL, nu vorbiți de USR Plus în această combinație, chiar dacă sunt forțele de pe dreapta. Uitați, eu am spus principiul de la care am pornit și care a fost validat astăzi în structura de conducere a PMP-ului. Și anume, prima noastră opțiune este PNL-ul. Pentru detalii, invitați-l în emisiune pe președintele partidului, pe Eugen Tomac. Bun, întrebare.